ce să vă spun. Pentru că nu mă așteptam ca să mă sunați să-mi spuneți că mi-a spus la telefon că ați s-o găsit așa ceva și că e băiatul respectiv. Știind că nu a dus lipsă niciodată de nimic, eu v-am spus atunci, cred că cineva l-a omorât. El nu a putut să facă așa ceva. Era glumeț, era vesel, avea dietetii, l-aștepta frate-sau, l-aștepta un viitor. Avea două case mari, cum nată mea, aveau muncit atâta în Israel. Pentru ce? Pentru nimic. Nici nu pot să vă spun ce durere e pe familie și pe toată lumea. Nu mai l-a omorât cineva, altceva nu se poate. Cineva din interes, a avut ceva bani la el, trebuia să iei ceva mașină, nu mai știu ce era, cum era situația, numai asta putut să fie. Altceva nimic, nu a avut el interesul să se omoare, că nu a avut pentru ce. Adică s-a dus să-și cumpere pături și nu știu câte ca să plece pe tir cu fratii sau miercuri și acum să se omoare. Pentru ce să se omoare? Încolo l-aștepta și l-aștepta viitorul în față, nu l-aștepta nimic rău. Ceea ce s-a întâmplat e extrem de rău.